ca și coach, te lași un pic jucată de studenții tăi, da? Care foști magi super tari, care stai să a fost mag, te amănâncă ăla cu rahat cu tot, da? Coach te numești tu, da? Când încep să se despacheteze, da? Amintirile care îi iubesc pe magii, guru și așa mai departe din 3D. Ce vorbești, da? Da. Gata, îi spargi paharele acum, cupele umplute de fericire și de mulțumire că l-ai lăsat ca și coach să se joace cu tine de-a șoarecele și pisica, da? Coach-ul are un fel de... te ține în lesă și lasă lesa mai lungă, știi? Ai văzut cum plimbă câinii? E, ceva de genul. Dur sună, da, e răsturnat strâng. Da. Și e răsturnat și drumurile care au fost crăcănate, desfăcute, da, așa au fost. I le-ai închis. Da. Da, pentru că adrenalina e puternică în viteză, e ce fac, cum fac, da? La vârsta de 80 de ani, intră în vrie de 20 de ani, stai seama, poate să mă arăză, știu vreau să mă gândesc. Și îl lași să se simtă, stai seama, toți studenții tăi cam în vârsta asta, 80-90 de ani, 190, care au fost magi, strămagi, nu? Leo. Da, și lași, da, iar e răsturnat săracul, iar. Nu și-a mai luat zborul, nu. Regele de cupe, lebăduțul, găscul, rațul. Răsturnat. Și nu lași să-ți facă surprizele și nu lași studenții să-ți facă plăcerile. Doamna coachesă, păi ce faceți, doamnă? Ce faceți? Păi noi aici, noi aici vă bubuim capul, vă doare de nu mai puteți, da? Ne băgăm în dumneavoastră, ne lăsați, da? Vă jucați cu noi așa, da, intervenție divină, chiar de că sabia ta nu-mi treabă. Stai de usucă și surprizele tale care le faci tu cu coachul tău. Știi, tu știi cu cine vorbesc eu. Mă neacă un pic, da? Rămân așa cum am stabilit. Peste 5 săptămâni surprizele se întâmplă. Așa că bea gheazmă Grigorie una. Și ne iubește și lasă ea a doua. Și inimă, tu n-ai nu știu ce, ceva din genul ăsta, da? Ok. Acolo e. Surprize, era emisiunea aia cu... Da? Așa e cum spui. Și aia rămâne acolo, n-ai treabă tu cu... În magie, nu... Nu surprize de genul ăsta. Nu. Păi nu. Da. Bănuții cui ies la neatingere? A cui ies? Ai tăi sau ai mei? Ai mei, cred. Bun. S-a răsturnat. Justice pentru dumneata, cel cea care ați încercați să faceți ceva, da? Nu poți. Nu, eu te simt, eu vă simt, da? Manipulați și cărțile și, da, sunteți bun, da, de acord, sunteți foarte bun. Da. Foarte bun. Asta știi ce, cu ce seamănă? Știi cum erau spânzărătorile alea? Da? Asta ai vrut să faci cu mine, să agați coach-ul, să-l agați pe un timp?
Ia, doamna coach, să ia studenții, da? Să fugă de ore, să scape de ore, să fugă la un film. Așa era. Și agățau... Ia stai un pom, un pic, un pom agățată, da? Seamănă un pic aia de spânzărătoare, nu? De pe timpuri. Timpurile Inchiziției, numai că nu era așa, era mai dreaptă. Bun! Măi, n-am înțeles. Trei suntem la număr. Și, da, intuiția, nu a ta, a mea. Mulțumesc. Asta a fost surpriza pe azi, da, să mă simt bine. Da, foarte frumos, m-am simțit excelent, da. Iar și intuiția, da. Și cine ia aplauzele? Regele de cuțite, da. Da. Așa. Soarele, da. Și în capcană sau sicriu, zic cum vrei. Bun. Drept la țintă, da. Ah, ce plăcere. Ce plăcere simt eu, corpul meu. Și atât o sper. Sper. Sau al vostru, câți ați fi. Vezi PR-ul. Vezi PR-ul. PR-ul tău. PR-ul meu care are grijă de... La reină. La coachesă. Ok. E turnat puiuțul înțelept care era și prostul a rămas în prost state, e prostat. Ia spune femeia asta, unde mă duci tu cu mintea? Justice știe de tine, nu scap, deci nu scap, nu scap. Nu scap, nu. Nu scăpați, nu, niciunul. Nici eu. Nici eu n-am scăpat și nu o să scap și mergem înainte cu justice de mânuță, da? Mergem cu zamolcle, deasupra stă sabia. Și mergem cu sabia deasupra și cu justice de mânuță. Mergem prin viață. Și uite, așa pornește roata vieții mai departe, da? Când vedem șarpele, îl tăiem. Nu ține, nu. Că o capite n-are și căuta în viața, nu știu, cui, că eu nici nu sunt acolo, bine, dar mie, da, săritură cuantică și, da, drept la țintă, și tu ești răsturnat ca mag, cel care vorbește și, da? A, eu sunt răsturnat ca mag, aha, hai, simt să simt, da. Eu sunt răsturnat ca mag. Și lumea mea e moderată și moarte. Bun. Da. Și stau la povești cu moarte, da? Și gata? Și împăratul răsturnat? Mi-a răs ce înseamnă împăratul răsturnat. Am înțeles, împăratul răsturnat, cupele răsturnate și de-abia atunci crește, apare viața nouă, rădăcinile. Asta rădăcinile, auzi tu. Planta. Vezi? Și de-abia acum, rădăcina era, și s-a schimbat cu locurile și împăratul răsturnat, în oglinz. Da? Săritura cuantică și în oglinz sare din, omul sare din prostate, prost. State? Sare din debil mod? Aha, înțeles. Când am zis eu că e o breșă acolo în oglinz și da? Se retură cuantică, e o clipă
când se, dar e un de după tact, săritura cuantică e de după tact, da, și se supra, am înțeles. Da, da, da. Lasă încet că spune tot, nu? Și ai răsturnat pe regele de bănuți. Spați. Am înțeles. Cineva era în probleme și îl ajut acum, da? Îl ajut, o ajut. Nu știu de ce îmi vine, îl ajut. Să iasă din căpcănuță. E vulpița care era, de fapt, ascunsă, da? Ok. Da, da, asta am zis tot timpul. Cei mai tari studenți? Da. Aud, aud semnele, aud. Cei mai tari studenți sunt cei mai nebuni și cei mai încăpățânați, cei mai nesimțiți și nespălați. Cei mai, da? Ăia. Cu ăia mergi mai departe ca și coach. Da? Ăia care nu te suportă și care te dau de toți pereții și nu nici să nu, când aud de asta, mai bine. Ce ne-au trimis-o? De unde au apărut? Da? Ăla e coachul perfect și ăia studenții perfect. Și cine a scos banii? Eu sau voi? Sau tu? Intervenție divină, chiar dacă s-a înțeles, nu se mai face așa. Nu mai surprize, nu mai gata. A, s-a răsturnat cheia. Ți s-a răsturnat cheia? Ai ieșit din mască? Și nu mai ești tu, da. Ești cu ținta. Încă n-ai devenit, da? Surprize, surprize. Ah, mai, ok. Da. Ești agățat. Ești la loc și ești... Aha. Și să primești o veste. Ok. Și ți se mănâncă din bunurile tale. Când nebunești tu. Când vezi că ți se mănâncă. De cap. Da. Ai și slăbit, cred că. Ha? Da, drept la ținta. Da. Da, și la final cine o să fie fluturașul care și ia zboară? A? Cine ca tine? Și nu o să fie ca tine. Nu știu ce a fost asta, da? Te distrez și mă distrez și eu. Ok, mai vorbim.